Românii cu venituri mici vor primi ajutorul de 50 de euro de la guvern pentru alimente mai devreme. Următoarea tranșă va fi distribuită înainte de Crăciun, astfel încât beneficiarii să-și poată cumpăra produse pentru sărbătorile de iarnă. Guvernul pregătește o ordonanță în acest sens. Jurnalistul Antena 3 CNN, Gina Vacariu, are toate datele. Gina, te ascultăm! Bun găsit, Cătălina! Mai exact, până pe 20 decembrie ar trebui să fie alimentat acest card, da, pe care oamenii îl primesc pentru alimente și masă caldă. Ne referim la 2,5 milioane de beneficiari. Acest card va fi alimentat cu ultima tranșă din acest an, cu 250 de lei, înainte de Crăciun. Până pe data de 20 decembrie ar trebui să intre cei 250 de lei pe cardul dumneavoastră pentru a vă putea cumpăra diferite produse pentru Crăciun, cozonac, carne de porc și ce vă mai trebuie pentru masa de Crăciun. Cine urmează să primească acești bani pe card? Vorbim de 2,5 milioane de beneficiari care au venituri sub 1500 de lei, pensionari, copii sau adulți cu handicap, persoanele fără adăpost, dar și familiile cu cel puțin 2 copii, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 600 de lei, mai primesc bani pe acest card pentru masă caldă și alimente de bază, și familiile monoparentale, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei, dar și familiile care primesc ajutor social. Așadar, toată lumea ar trebui să aibă aceste sume pe cardul acesta care se numește Sprijin pentru România, 250 de lei înainte de Crăciun, să fie banii deja până pe 20 decembrie. Și mai vine o veste foarte importantă. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că aceste carduri se mențin și în 2023 pentru alimente și masă caldă. Așadar, odată la 2 luni va fi alimentat acest card, presupunem cu aceeași sumă de 250 de lei. Este anunțul momentului făcut de premierul Nicolae Ciucă. Vor fi dați bani în continuare pentru alimente și masă caldă pe acest card Sprijin pentru România. Vom vedea dacă vor beneficia poate și mai mulți români de acest card. Mai discută cei din coaliția de guvernare să mai ridice plafonul pentru a se aplica mai multor oameni.